Înainte de a trece la subiectul acestui video, aș aprecia enorm fiecare like și subscribe cu clopoțel, pentru că depun foarte mult timp în realizarea acestor clipuri și mă motivează să continui această serie. Salut și bine v-am regăsit! Probabil oricare dintre voi a avut mici probleme cu transfectorul, fie ai fost tu persoana în cauză, fie cineva din lobby. În acest clip vom afla de ce este transfectorul, problemele din spatele sistemului și mai apoi pașii pentru a reseta transfectorul. 15 iunie 2016, data în care Valve împarte jucători în două părți, Prime și Non-Prime. De la bun început a fost o mare problemă felul în care matchmaking funcționa. Conturi care aveau medalii și ore, aveau ghinionul să joace împotriva conturilor noi, cu rang 2, fără nicio medalie. De aici și modificarea adusă. Conturile de CSGO primeau Prime doar dacă aveau un număr de telefon atașat, rang 21 sau cel puțin un service medal. Păi și dacă nu îndeplineam aceste cerințe? În cazul ăsta, contul tău devenea non-Prime, deci imposibil de a mai juca versus conturi cu medalii. A fost acest update destul cât să deosebească codații de jucători legiți? Răspunsul este nu, iar situația începea să se agraveze. 14 noiembrie 2017, Valve face public algoritmul ascuns din ultimul lor update, Transfectorul. În teorie, Transfectorul era menit să îmbunătățească calitatea meciurilor. Practic, Valve recurge la noi împărțiri ale jucătorilor, dar de data asta doar în cazul celor cu Prime. Sunt publicate de asemenea informații despre noul update, dar foarte vagi. Ce vor să știm despre Transfector? Păi, factorii care influențează trustul nu pot fi spuși, o metodă prin care să-ți verifici trustul nu există, iar dacă ai Prime, trustul este îmbunătățit. Stai puțin, nu cumva tot ei au anunțat că trustul e exclusiv jucătorilor cu Prime? Din nou încearcă să acopere ceva secret, secret pe care îl vom desluși împreună și vom afla adevărul din spatele update-ului. Vom începe prin a avorta metoda prin care îți vedea ce transfector ai. Ok, știu că mulți dintre voi luați această informație de pe acest site, Face It Finder, care nu are absolut nicio legătură cu transfectorul din CSGO. Vă fac să înțelegeți. Acest site, în funcție de numărul de prieteni banați, orele și levelul de pe Face It, creează un procent de tras care, atenție, se aplică doar în cazul platformei Face It, nici de cum matchmaking. Metoda inițială prin care aflai dacă ai transfector era dacă nu cumva lobby-ul în care te aflai arată un mesaj privind trustul. Te puteai orienta cât de cât, dar dacă amândoi din lobby aveți transfector mic, știți ce se întâmplă? Păi nici tu, nici el nu veți primi mesaj legat de asta, așa că probabil tu îi vei spune, bă, eu nu văd niciun mesaj de trust. Și el va zice la fel, deci gata, amândoi avem transfector bun, nu? O să fiți surprins, dar ce crezi, amândoi sunteți cu transfector mic, dar nu veți ști niciodată. Atunci, cum putem afla singur ce transfector avem? Trebuie să știm un lucru înainte, transfector este împărțit și el la rândul său în 3, verde, galben și roșu. Dacă intrați pe CS, o să dăm click pe Looking to Play, ne vom uita la competitive. Dacă vezi 2, 3, maxim 4 jucători care probabil nu au nici măcar o medalie, în cazul ăsta ai transfector roșu. În funcție de numărul de jucători pe care îi vedeți, înțelegeți și ce transfector aveți. Dacă vezi minim 10-15 jucători care au medalii, ore pe CSGO, level pe Steam, în cazul ăsta ai transfector verde. Și dacă cumva am galben, aici lucrurile se complică puțin. Transfectorul galben se poate îndrepta spre roșu sau spre verde. Deci dacă tu vezi mulți jucători la nărbi, sunt șanse să ai galben. La fel se aplică și în cazul în care ai 4 jucători. Care sunt metodele prin care îți poți crește transfectorul? De când a fost lansat, metodele erau multiple și se aplicau în funcție de conturi. Spre exemplu, un cont care stătea AFK la ore putea să facă ușor trecerea de la roșu la verde. Pe când alt cont trebuia să facă un număr impresionant de cazuri de Overwatch ca să crească trustul. O perioadă de timp, aceste mici lucruri aduceau rezultate și într-adevăr îți creștea relativ ușor transfectorul. Dar la un moment dat, Valve decide să facă noi modificări, pe care nu le anunță, modificări care opresc total aceste metode. De ce? Pentru că s-a abuzat de treaba asta, prin Command Bot, Hour Boost, Overwatch Bot și orice artificial care păcălea sistemul. Problema serioasă apare atunci când persoanele care aveau transfector roșu nu au apucat să utilizeze metodele să-și crească trustul și au rămas în roșu. Păi și în cazul ăsta, ai GG contul și trebuie să-l schimbi? Bă, nu chiar. Păi da, domn, dar dacă nu mai poți să crești trustul, ce faci? Ce spui dacă te-aș învăța să-ți resetezi transfectorul? Recent, am experimentat o metodă care, din punctul meu de vedere, trebuie să funcționeze în cazul oricărui cont, chiar dacă e roșu sau galben. E destul de costisitoare, dar dacă altă metodă nu ai, mă gândesc că nu ai de ales. Vei avea nevoie de un nou cont de CSGO pe care îl vei sacrifica. Pașii sunt în felul următor. Contul tău cu transfector mic plus contul tău nou de CSGO vor trebui să fie în același lobby. O să joci minim 12 meciuri, iar mai apoi contul tău nou va trebui să-l banezi pentru a primi party member pe contul cu transfector mic. Când joci mai mult de 10 meciuri cu cineva, iar acel cineva își ia ban, tu primești party member și automat rankul dispare. Când îți dispare rankul, automat și transfectorul se resetează, pentru că dacă te vei uita din nou la nărbii, o să găsești din nou între 10 și 15 jucători.
Ce recomand eu ar fi ca după ce iei party member să mai ții contul inactiv câteva zile pentru a fi sigur. Totuși, această metodă poate fi realizată și fără a cheltui bani pe alt cont și toți pașii anteriori, dar necesită mult mai mult timp. Trebuie să nu intri pe CSGO timp de minim 40 de zile până când rankul expiră, iar efectul este același. Am vorbit despre ce este transfectorul, cum îl resetez, dar ce trebuie făcut să mă ferez de transfector roșu. E foarte important ce cod injectezi și ce exploituri folosești. Un bun exemplu este Neverlose. Dacă inițial injectul cu Neverlose nu scade trasul spre roșul, în cazul în care folosești fake duck sau double tap, vei avea surpriza ca acestea să scadă transfectorul drastic. Vom aborda foarte pe scurt și problema cu cei care au mut în joc și pur și simplu nu știu cum să scape de el. Acest mut îl primești în urma spamului cu reportul de abusive communication, iar singura soluție este să faci 5 rank-uri de XP fără a primi noi reporturi de abuziv. Pe competitive e destul de imposibil să reușești, așa că poți încerca deathmatch sau casual atunci când este weekly XP boost. De reținut este că dacă faci 4 rank-uri de XP, iar mai apoi primești un report de abuziv, XP-ul necesar se resetează. Deci astea 4 rank-uri de XP nu vor mai fi contorizate și va trebui să faci alte 5 rank-uri de XP. Cam atât despre subiectul transfector. Sper că am reușit să cuprind tot și pe înțelesul tuturor. Acestea fiind spuse, noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!